Lascia uomo, macina? Poi la cantante. Io non ti ho mai sentito. Ti dici che macina è? Discendere mi resta l'interior fix camera. Astăzi o să-i facem cea mai mare surpriză din viața fratelui meu. Asta este mașina fratelui meu și de când și-a cumpărat mașinuța, nu a primit aceasta nicio îmbunătățire, nicio modificare, absolut nimic. Așa cum o vedeți, așa a fost cumpărată. Iar fratele meu în ultima perioadă și-a dorit să își polanteze și el mașina, să schimbe culoarea mașinii, să-i aducă o îmbunătățire, o schimbare, pentru că și-a dorit foarte, foarte mult. Neavând timpul necesar, neputând să facă chestia asta, m-am gândit, ce ar fi să-i fac eu o surpriză fără ca el să știe absolut nimic și să-i colantez eu mașina drept cadou de ziua lui, pentru că ziua lui se apropie cu pași repezi. Și am zis, ce cadou mai bun de atât pot să-i fac eu fratelui meu. Nu uitați că înainte de a începe acest clip să rupeți butonașul de like dacă vreți să mai vedeți clipuri de genul acesta și hai să ne mai lungim cu vorba să vă povestesc planul. Îl am alături de mine pe tata, complicele numărul 1 în situația asta, pentru că vă gândiți că colantarea nu se poate face într-o zi, două, se face cam în vreo 3 zile și aveam nevoie de ceva plauzibil din care fratele meu să nu-și dea seama că noi vrem să-i facem o surpriză. Așa că tata s-a gândit că fratele meu are aici o mică pușitură la bara din spate și s-a gândit să-i spună că vine să ia mașina, să-i ducă mașina la Moreni, orașul natal din care sunt și eu și fratele meu, și să-i repare mașina. Dar de unde? Tata a venit doar pentru o mică diversiune, a ieșit din complexul unde se locuiește fratele meu, a făcut stânga, după care am apărut noi și acum o să luăm mașina, o să o ducem la băieții mei de la Mâra Raps și o să-i facem mașina așa cum n-ați mai văzut-o niciodată. Așa că hai să nu mai lungim cu vorba și să mergem la băieții de la Mâra Raps să vedem cum o să iasă mașina. Am ajuns și la băieții de la Mâra Raps. Hai să băgăm mașina în garaj, să-l întâlnim și pe Răzvan, omul care va modifica această mașină și o va face de nerecunoscut. Va arăt și ce culoare colantăm mașina. Și nu știu, frate, sunt așa de fericit. Deci este unul dintre cele mai emoționante și cele mai tari vloguri pe care o să le fac, vă jur. Rămâneți până la final. Fraților, deci Răzvan m-a dat gata. Deci m-a dat gata. Deci mi-e plac mult oamenii ăștia care vin cu bonusuri, vin cu chestii în plus. Mi-e plac mereu mi-au plăcut chestiile în plus. Dacă îmi comand ceva să-mi vină cu un cadou și cu o chestie, îmi place rău de tot. Și uitați-vă ce s-a dus. S-a dus omul la interior și a spus: "Auzi, dar nu vrei să facem ceva și la interior?" Și zice: "Ce am putea să-i facem la interior?" Că într-adevăr, mahonul ăsta, lemnul ăsta de la BMW nu prea arată bine. Nici ăsta nou nu prea arată bine. Da, păi ăsta mai vechi chiar nu arată bine. Și ce a venit omul cu idee? Să facem acest mahon negru lucios, iar această grilă să o facem verde. Bă, verde ca exteriorul mașinii. Voi vă dați seama cât de șmecher are și, dar într-adevăr nu știm cât timp avem la dispoziție, așa că vom vedea dacă reușim să facem și jantele și interiorul și toată mașina să arate bombă. Bă, frate, suntem zei, să moară Jackson. Dar vom vedea la final cum arată. Știți ce sper eu? Sper ca absolut toate lucrurile pe care le-am plănuit să se întâmple, fraților. Adică să iasă și interiorul, să iasă și jantele, ca așa decolantă mașina tot să se colanteze. Dar micile astea detalii chiar sunt importante pentru mine și dacă fac un lucru și vreau să-i fac o surpriză fratelui meu, băi, fraților, să iasă așa cum trebuie. Au trecut 4 zile de ultima dată de când ne-am văzut. Suntem în fața garajului de la MRA Raps. Mașina este gata în proporție de 90%. Din păcate, timpul nu ne-a permis să facem și jantele, dar în rest mașina este complet transformată. Cei de la MRA Raps au reușit să facă și interiorul, să modifice mașina. Deci toată mașina este modificată, iar acum pentru prima dată, după 4 zile, vom putea să vedem mașina în real life și sunt extrem de încântat. Am făcut și planul pentru a dezvălui mașina fratelui meu, dar asta o să aflați puțin mai încolo. Hai să mergem să vedem mașina. Băieți, hai să vedem mașina, că sunt mame, se pare de axara, pe aici o să văd. Ui, să-mi va piciorul, îmi pun mâna la ochi. Hai să vedem. Hai că nu te pot să intru, gata, acum, deci acum, bă, zi-mi pe unde să mă duc, că nu mă uit. Deci mă duc în spatele? Da. Stai, bă, lați-mă, ia-mă de mână. Da, 3, 2, 1, și... Mamă cum arată colantul ăsta pe mașină, doamne! La pune și... Băi, și
cum se zice, și pe asta cu negru. I-am pus și, i-am făcut și astea pe lunete, i-am pus 100% bam 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 și pe geamurile în spate bam bam. Mamă, cum arată! Băi, Răzvan, ai făcut o treabă. Și dați-vă cum arată omul ăsta de șansa dedicat. A fost de muncă mult, da. Mașina, de ce să mințim, a avut mici defecte. Așa a luat-o fratii meu. A avut mici Da, nici mare defecte, dar băiatul nostru a făcut o treabă senzațională și asta o puteți vedea și o să vedeți în continuare, că o să filmăm din toate unghiurile aici. Avem un mic spațiu de filmat, dar mașina arată într-un mare, 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 mare fel. Vă repet încă o dată, dacă vreți ca mașina voastră să arate a altceva și să fie mai deosebită decât mașinile celorlalți, veniți fratelor la Răzvan, pentru că vă face mașina extrem de bombă. Aveți linkul în descriere și au și prețuri extrem, extrem, extrem de convenabile pentru a vă transforma mașina. Uite, frățiori, i-a făcut și astea negre. Și uitați-vă fiecare detaliu în parte, bam, bam, bam. Mamă, parcă se deschide și altfel. Ha! Ia și interiorul. Mamă, cum arată interiorul! Mamă, cum arată interiorul! Ești de bună ca, băi, frățioare! Băi, frate, cum arată interiorul ăsta, nu-mi vine să cred. Mamă, mamă, gen să potrivească cu mașina. Bine, rău de tot. Da, la piesă de rezistanță am pus și oglinzile de M. Bam, frumos. Eu nu le-am. Eu nu mi-l-am pus pe mașina, dar le-am pus pe frații mei. Eu nu mi-l-am pus pe mașina asta. Dar lui le-am pus, fraților. Uitați-vă cum arată, fraților, oglinzile astea de M puse pe cinciarul ăsta. E ceva, ceva bine, rău de tot. Toate detaliile negre, inclusiv semnalizările astea de America care nu funcționau. Am să le ascundem cu negru și arată bombă. Inclusiv sigla, fraților, deci inclusiv sigla este făcută cu verde. Filmează Torghiu frumos nările astea care sunt invenția propria lui Răzvan. Și uitați-vă, chiar vreau să-mi spuneți în comentarii, pentru că eu am mai cerut părerea prietenilor. Mulți au zis că le plac, mulți au zis că nu le plac. Mulți au zis că preferă clasicul de negru simplu la grilă. Bă, dar mie ăsta mi s-a părut altceva, frate. Mi s-a părut că îmbunătățește mașina și că îi dă un alt look, frate. Se potrivește și cu, nu știu, e negru în interior, dar pe exterior e verde. Știți cum sunt și jantele alea în două culori, negru. Nu, nu știu, mie îmi place combinația asta de culoare. Hai să vedem și pe partea asta. Și ai, nu, frățioare, deci nu mai pot, e nebun la cap. Uite cum se vede, uite cum se vede în mamă și pe interior și bam, totul aici. Deci totul a fost lucrat cu mare atenție. Sunt foarte, foarte curios însă ce părere o să aibă frățiorul meu de asta. Chiar astăzi vorbeam cu el despre mașina lui, că este la vopsit la Moreni, la tata. Tata i-a dus să o vopsească albă, că mai avea niște zgârieturi pe aici pe acolo și a spus că, bă, uite, o vopsim albă. El nici măcar nu știe că mașina e la București, într-un garaj de colantări. Și astăzi o să-i facem marea surpriză. Azi trebuia să plouă, dar Dumnezeu a făcut în așa fel încât să nu plouă. E norat într-adevăr. Și acum a venit momentul să vă spun care este planul, cum o să-i ducem noi mașina asta lui frații mei, că, fraților, e o surpriză spectaculoasă, așa că și dezvăluirea trebuie să fie în același ritm. Așa că haideți să vă spun cum o să-i dăm mașina lui frații mei. Suntem aici alături de Teo. Hello, Teo, guys. Unul dintre bunii mei prieteni care mă va ajuta la dezvăluire. Care e faza? Deci Teo s-a apucat recent de vlog. Aveți canalul lui în descriere, duceți-vă și dați acolo un mare, mare subscribe și susțineți-l, pentru că are conținut mai cu mașini și nu numai, o să facă mai mult conținut, nu așa, așa mi-a promis mie, o să se apuce de vlog puternic, așa că vreau să susțineți acolo, să-i dați acolo subscribe puternic, rău de tot. O să filmăm în curând și noi un vlog cu noul lui M5, bine rău de tot, care are undeva la 700 de cai? 600. Păi, de capul meu! Și Teo azi ne va ajuta. Care este treaba? O să-i spun lui fratii meu că am venit cu Teo să filmăm un vlog cu mașina fratelui lui, pentru că și Teo are un frate. O să-i punem și alte numere, pentru că o să-și dea seama, frate, cu capană, Teo o să-i pună alte numere, o să-i pună ASH, bam, bam, bam. Și o să-l rog pe fratii meu ca vlogul lui Teo să fie mai complex, să coboare și el jos, pentru că o să-i spun că fratele lui Teo are aceeași mașină ca a lui, numai că a lui e tunată și așa, și să-și dea și el o părere despre mașină. Va coborâ jos, va vedea mașina ASH, va vedea un cinciar volantat modificat, nu mai are nicio treabă cu vechea lui mașină, și să vedem dacă o să se prindă că e mașina lui. Asta e foarte, foarte tare. Să vedem dacă o să se prindă că e propria lui mașină sau dacă nu o să miroasă nimic. Iar dacă nu o să miroasă nimic, la un moment dat o să iau eu cheia și o să-i zic: "Bă, asta e mașina ta, e nebun la cap, la care îi dăm numerele jos." Și hai să vedem reacția, pentru că omul ăsta nu se așteaptă. Deci Fernando chiar nu se așteaptă ca surpriza asta să fie lui făcută. L-am tot mințit zilele astea. I-am zis: "Ia, zi-mă, ți-a mai vopsit mașina, ți-a mai făcut-o, ți-a
seama, la la la. Mâine o să trebuiască să mergem la Emei acasă și a spus că când mergem mâine acasă luăm și mașina. Deci ceva complet real. Vă jur că e 100% real tot ce se întâmplă aici și reacția lui chiar o să fie autentică. Sper să aibă o reacție, să nu fie... Cred că va fi foarte emotiv. Da? Crezi? Până și eu. Și tu, dar până și Teo, până și da, tu. Da, dar aștept și eu să-i vă reacție. Să-i vedem pe față, fraților, nu, și mi-e place să fac surprize. Hai că deja ne-am lungit cu vorba, luăm mașina și mergem să-i facem surpriza. La prima oprire, Peco, că am mers cu ea pe zero range. Bă, fraților, deci Răzvanel i-a dat cu zero range. De era să mi se oprească mașina pe bulevard. Mamă, deci am trăit cea mai mare frică din viața mea, să mergi cu mașina cu zero range, să ți se oprească mașina în drum, să faci pana prostule. Efectiv, te-am băgat acum de 1,5 milioane, să fie treaba, e bun, îi ducem, îi facem cadou și 1,5 milioane de motorină, să fie treaba. Arată și ea mașina acum, frățioare, oglinda dăm, tot, bam, haide. Nu știu cât se vede, guys, însă afară a început ploaia, fraților. Mi-a stricat toată surpriza. Și pentru că trebuie să-i arătăm cumva mașina, am tot stat cu Teuțu, cu Ștefan și ne-am gândit la cum am putea să-i arătăm mașina dacă afară plouă. Bine, nu plouă rău, dar picură și cred că va veni o ploaie și mai mare. Și acum mi-a picat fisa, fraților. Eu, după ce-i prezentam lui fratele meu mașina, trebuia să-l duc și la mall, pentru că mașina lui nu poate circula, că noi am făcut încă rarul. Și ce ne-am gândit? Să ia Teo mașina, să se ducă la mall, la etajul 2 acolo la API, unde nu este nicio mașină, și mergem cu mașina asta, îi duc la mall, ca o zi obișnuită și va vedea mașina direct în parcarea mallului unde nu plouă și o să-i spun: băi, hai că mă întâlnesc cu Teo la mall să vedem mașina lui Fraxu și la la la, și după care o să vadă că este de fapt mașina lui. Asta este cel mai bun plan. Mă duc acum să-l iau pe fratele meu și hai să mergem să-l luăm. Am recuperat mașina de la Antonio. Suntem cu mașina fratele lui. Mergem în parcare la mall, doar ce a început nenorocit asta de ploaie. Uitați cum este afară, ce vreme urâtă. Nu putem să i arătăm mașina așa în ploaia asta. Antonio s-a dus să-l ia pe fratele lui și vine după noi. Haide să-i vedem reacția. Eu am păcat și mașinuța. Bam, 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 frumos. Acum haideți cu noi să-i montăm numerele, să nu-și dea seama fratele lui că este mașina lui și să-l așteptăm pe Antonio. Bam. Avem aici numerele de la o mașină de-a mea. Le-am pus doar un pic de bandă dublă adeziv, le vom prinde așa ușor. Asta ce e, mă? 3-0? 2-0. Mama, să haci cu mama. Nichi, să o stăpânesc sănătos. Bine rău de tot, frate, îmi place. Dați aici un mare like și subscribe, fraților. Om, bă, frate. Îți place? Îți place, mă, mașina? Băi, la cap ca a mea. E aceeași mașină. Da? Deci că e mașina mea. Să mori, adevărat? Băi, e la fel. Aceleași dotări. Miroase în interior fix ca a mea. Vezi, folosiți amândoi același parfum, cred. Nu pot să cred, vină cu a. Are și până pun unde pune la de telefon la fel. Să mori, da, uite cum e ăla. Uite. Băi, zici că e mașina. E mașina ta, mă, rămurile, care ești? E mașina mea, mă. Bă, dă-mă, cu e mașina ta. Ai fost customizat, mă. E mașina ta, ți-am calacat-o. Ți-am calacat-o, eu, mă, rămurile. Ți-am făcut plafonul, ți-am făcut tot, ți-am făcut o glinză, ți-am făcut o țiplă. N-are cum. Ba, da, mă, ea, da. Dacă zic, acolo, era la vopsida București. Nu e, mă, dacă zic eu, bă, tu e mașina mea. E mașina ta, mă, rămurile, care am pus și folii pe spate. Am pus și folii pe stop. Uai, cum arată de la spate, toate, colo. Dar vezi că n-am contribuit singur, l-am contribuit și cu iubita ta. Și tu ai știut? Păi da. Toată lumea știe. Ești prost la chiar? Mașina ta. Toată lumea știe. I-am trimis și poze și astea. Vezi că are numerele lui Teo, dar nu e bun. S-am făcut și interiorul, ce crezi? S-am pus bandă verde, s-am făcut negru pianul tot. S-am pus oglinzi. Că aveai buglinda spartă, nebunule, care ești. Eu eram curios de cum a ieșit mașina mea la vopsit. Ia uite-o, ha! Da, crede! Ia scoate-mă numerele! Haide să dă și numerele! Poate nu-i crede! Ia uite-o! Ha! Nu pot să cred! Ai fost customizat? M-a întrebat și că de unde a fost mașina? Că de unde a fost mașina? Tata a venit și a luat mașina, personal, v-am și arătat. Și tata a luat mașina și după ce a luat-o el? Bă, dar ce nu m-am gândit să o iau, să mă uit în parcare când a luat-o? Bă, nebunule, a luat-o tati, după care tati s-a urcat în Volvo, a plecat și a luat mașina și am dus-o. Au, ce crezi? Și am dus-o frumos, bam, mi-am zis cum să ți-o facă, cum să ți-o aranjeze, bam, face cică, bă, cu lantă mă glinzi, nu mă iau glinzi de M, ești nebun la cap, auto glinzi. Nu, că nu mai e spartă, ești nebun, că era spartă. Era, a? Ia uite, mai e spartă? Nu prea mai e spartă. Dar interiorul îți place, mă? Că am zis că să-ți facă și interiorul, că nu prea se potrivea sportivitatea asta cu mahon. Da, mă, da.
I-ai pus folie pe asta, nu? Da, de negru piano. Și acolo totul negru cu verde și pielea ta crem. Ești de bun? Ce mă? Cum asta fie mașina mea? Mașina ta e, mă, nebunule. Ăsta încă nu crede că e mașina lui. Da, deci eu văd că e mașina mea. Dar eu nu conștientizez că e mașina mea. Zi-mi, îți place? Da, îți place? Bă, frate, cei de la MRA Rap s-au ocupat de mașina ta, frate. 4 zile au stat oamenii să... Băi, oamenii chiar au avut de furcă un pic cu mașina ta, că a avut mici chestii pe aici pe acolo, da, ți-a ieșit bombă, frate, adică și, ei au zis, bă, frate, chiar e un 5R care acum chiar arată bine, e bun. Așa că dacă vreți să aveți și voi reacții de genul ăsta la mașinile voastre, eu vă recomand să vă duceți la ei, frate, să vă modificați și voi mașina, că merită, frate, e bun. Dar cum îți place grila cu verde așa? Și tu ai și eu, nu? Da. Dar de când ai? Și cu cine? Puta, nu vorbi cu nimeni la telefon, mă! Dar ce trebuia să vorbească? Ce să vorbească? Nici prin mesaje nu mi-a dat nimic de bănuit. Fratele, ai fost mima. Cât de greu a fost să mă abțin. Stai azi, bun. Cum o să fie acum? Mergi până trafic cu ea, cu bestia asta verde, ha? Îmi cumpăr și niște... Îți cumperi și niște jante, ca să mai mergi cu jantele astea urâte, ca să fie țiplă, frate. Tu când ai crezut că e mașina ta? Eu nu cred că e mașina. Când la portbagaj? Da. La portbagaj, ha? Când am văzut... Asta nu-i mașina. Bă, deci, bă, vă știți ce stare e? Ca să vă ziceți voi că vlogurile astea sunt regizate. Nu e absolut nimic regizat, asta se poate vedea pe fața lui. Bă, frate, eu când am văzut mașina mea și știam cum o să fie, am văzut culoarea, am văzut cum o să fie și eram așa. Tu îți dai seama că tu n-ai știut nimic, tu îți dai seama că știai că ți-o face albă? Da. Alu. Guys, cam asta a fost vlogul. Dacă v-a plăcut, ce surprize am făcut. Fratele meu, nu uitați să rupeți acolo butonul de like, să dați acolo un comentariu. 50.000 de like. 50.000 de like pentru nebunia asta. Poate vom mai face surprize dacă vedem susținere mare acolo. Poate o să spălantez și ție mașina, cine știe. Haideți, v-am pupat. Pa.